Bună ziua, bună seara. Am vrut să încep acest video prin centru, dar era cam prea mare gălăgie acolo. Unde sunt, mă? Gabi? Esmeralda? Unde sunt, mă, băieții ăștia? La muncă am doi români, Gabi și Esmeralda. Nu-i mai văd la muncă, cred că spre în vacanță în România. Mai exact în Galați și... Vreau să vă întreb dacă știți pe cei de la canalul original. Vă las link în descriere în caz că nu știți. Și ei sunt tot din Galați. Bine, acum stau prin Berceni, s-au capitalizat. Cred că v-a făcut curioși titlul. Vreau să zic că am început munca pe la 16 ani. Munceam în construcții, pe la prieteni, pe la neamuri. Apoi am plecat în Italia. La un prieten, nu prea era de muncă pe acolo și bani puțini. Nici eu nu prea mă descurcam cu limba, am prea învățat italiană, nici de muncă nu prea era. Apoi m-am întors în România, am lucrat într-o fabrică la Rumenți. Am lucrat cam un an și jumătate. Apoi a fost un concurs în fabrică, la IT, unde am participat și eu. Am ieșit printre primii, noi 4 sau 3, sau nu mai știu câți am ieșit. Ne-am ocupat cu un proiect, am lucrat la birou, 6 luni. Apoi m-am întors în fabrică, la Rumenți. N-am mai stat prea mult. Apoi am venit în Anglia. Am început la un depozit, unde avea două departamente, Tesco și Screwfix. Când nu aveam de muncă la Tesco, mă duceam la Screwfix, că era aceeași depozit, numai că erau separate. Și erau returns de la clienți, adică retururi. În special electrocasnice, că nu era cu mâncare acolo. Screwfix oricum nu are mâncare, nu vende mâncare. Am lucrat vreo 2 ani la depozitul ăsta. Am plecat de acolo că nu îmi dădea contract și nici nu era job de durată, drept care s-a și mutat în alt oraș după ce am plecat eu, nu după mult timp. Apoi m-am dus la o fabrică partener cu Honda, unde sudam piese de metal pentru mașini Honda. Și... apoi s-a închis fabrica aia. Știți că am stat 6 luni după asta. Bine, n-am stat, am făcut și un curs de IT online. Timp de 2-3 luni, mai știu cât a durat. Între timp am căutat și de muncă, nu am găsit. Apoi am zis că trebuie să mă duc neapărat la muncă, că nu mai rezistam acasă. Am zis că nu contează, mă duc la agenție, la agenție de recrutare, să-mi găsească de muncă oriunde, nu contează. Și am găsit a doua zi, m-am dus la muncă, aici, la unde tai sârmă. Nu a fost un job la care am vrut să aplic, acest job a fost dat și bun luat. Vreau să vă zic o nouătate, am ceva nou și acum o să filmez cu o cameră care mi-a dat-o cadou sora mea, să o testez. Primul DJI Osmo Pocket. Acum filmez cu camera de la sora mea. Dacă vreți să vedeți, asta este. Nu filmează 60 frame-uri pe secundă, numai 30. Dar cred că se vede bine că are gimbalul ăsta. V-am să zic că am primit contractul de la muncă. Camera mă urmărește în funcție de unde mă duc eu. O să pun și aici. Am primit contract de la muncă după aprilie, mai, iunie, iulie, după 4 luni. Am primit o sacoșă cu mai multe. Am primit o cană, un creion, un pix, un
la asigurare de viață. Un carnețel. Și niște jelări. Voiam să vă arăt niște etichete. De fapt, sunt niște clienți care au comandat sârmă și au niște nume amuzante. Asta e Suckling, asta e Brown, asta e Parkinson și asta e D-Head. Am un coleg la muncă, a zis că nu poate să ia sacul de gunoi, că este o coajă de banane. Și el zice are fobie la banane. Și m-a rugat pe mine să schimb sacul de gunoi. A fost amuzant. N-am auzit pe cineva să aibă fobie la banane. Un alt coleg de-al meu tot se leagă de barba mea. Zice, când ți-o dai jos? Tot amând. Și o să o dau jos curând.